29 octombrie 1875, în orașul Eastwell Park din Kent, Anglia, se năștea Regina Maria. Constantin Argetoianu, unul dintre criticii constanți și nemiloși ai reginei, este și cel care reușește să sintetizeze în câteva cuvinte rolul reginei Maria și locul pe care ea îl merită în istorie. Se poate afirma că, în răstimpul privegiei noastre în Moldova, Regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei regele Ferdinand nu a ratificat dezastroasa pace de la București, regina s-a așezat ca ctitorița României întregite și ca una dintre cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale. Astăzi îl cunoaștem pe doctorul Varga Enayati, care este un medic cardiolog cunoscut publicului larg ca fondatorul rețelei private de sănătate Regina Maria. În anul 1995 a fondat ceea ce urma să devină Centrul Medical Unirea, apoi Rețeaua de Servicii de Sănătate Regina Maria. Născut în Germania, domnul Enayati este un om al cărui destin a fost puternic influențat de Regina Maria, datorită căreia a decis să rămână în România. Una dintre cele mai potrivite persoane cu care am fi putut sta de vorbă în această zi specială despre Regina Maria, locuiește aici în București, chiar dacă s-a născut în Germania și chiar dacă este de origine persană. Este vorba de domnul doctor Varga Enayati, un antreprenor, un medic cardiolog renumit, persoana care practic a revoluționat sistemul de sănătate privat din România și care în continuare continuă să ajute și să facă foarte multe fapte bune prin intermediul Fundației Regina Maria. Așadar, ne aflăm astăzi aici, la sediul Fundației, pentru a sta de vorbă cu domnul Varga Enayati despre Regina Maria, despre ce înseamnă să fii român și despre alte lucruri interesante pe care le veți descoperi în acest interviu. Este o zi specială și mă bucur să am astăzi prilejul tocmai în această zi în care aniversăm 143 de ani de la nașterea Reginei Maria, să stăm de vorbă despre acest subiect care vă este atât de drag. Știu că, practic, Regina Maria și credința Bahai reprezintă motivul principal pentru care noastră ați ajuns în România. Dar sunt curioasă, dincolo de această credință pe care o împărtășiți cu Regina Maria, această figură atât de luminoasă în istoria României, cum alta nu a mai avut, din păcate, ce alte afinități aveți cu Regina Maria? Dar în primul rând vreau către toți românii de pretutindeni să-i spun o salutare caldă și cu speranța să vadă din ce în ce mai mult și se simte din ce în ce mai mult că necesitatea să se întoarcă în țară este foarte dorită și că ce facem noi românii de obicei este vai ce nasol e totul, de aceea eu plec. Nu este o soluție și soluția e vai ce nasol este, hai să văd cum schimb lucrurile spre bine. Și din fericire, eu lucrând în domeniul medical, văd că din ce în ce mai mulți medici cu o anumit sentiment și de misiune se întorc în țară înapoi, având rude, sigur, în primul rând, dar și în al doilea rând că vor pur și simplu aici să ajute să la schimbare și impactul pe care ei au în România este cu siguranță de multe ori mai mare oriunde în lume ar fi ei. Dar legătura mea cu Regina Maria este una din copilărie, pot să zic, chiar și de la părinți, de la bunici, care sunt orientali, de fapt sunt din Iran, din Persia, dar numele Regina Maria are acest răsunet oriunde te duci în lumea Bahai. Ei au auzit de ea fiind primul cap încoronat care a recunoscut pe mesajul lui Bahá'u'lláh și fiind o ființă cu siguranță avangardistă, curajoasă, venind din origini catolice, protestante și după aceea
fiind aici regina adaptând ortodoxismul și într-o țară unde avem religii diferite, unde avem și islamul bine reprezentat sau a fost și mai bine reprezentat în perioada interbelică și a văzut aceste conflicte interreligioase și atunci acest mesaj al lui Baha'u'llah a fost o aliniere foarte mare pentru ea. Și eu în 1983 ca student din Germania, fiind născut și crescut din Germania, am avut această idee nebună să vin la început, am zis, pentru un an, doi, ca student și să mă întorc, dar acest un an, doi a devenit 35 de ani. Și acum, de asta ați spus mai devreme noi românii, pentru că știu că dumneavoastră aveți și cetățenia română, deci practic sunteți unul de-ai noștri. Da. Ați devenit parte din acest popor. Da, deci eu încerc să încurajez dacă românii se vadă dacă eu, ca și așa zis străin, nu mai sunteți, încerc să fiu una cu această țară și văd nevoile care sunt aici, să dau un pic un mesaj că este partea fiecăruia dintre noi să încercăm să facem bine în această țară și totul pornește de la ideea a lui Baha'u'llah care spune că numai acela care își consacră viața slujirii întregii rase umane este într-adevăr om. Și de aceea, pentru mine, luând omenirea ca o rasă umană, aici locuiesc, aceasta a devenit patria mea și acest lucru vedeți și la copiii mei. Toți sunt studenți, dar toți sunt studenți aici în România și nu automat, după ce au terminat școala, liceu, au zis, ah, acum trebuie să mă duc și eu în străinătate să adun experiență și nu știu ce. Ați pornit în urmă cu 35 de ani așadar, cumva pe urmele reginei Maria s-o descoperiți la ea acasă și această călătorie s-a soldat anul acesta cu apariția acestui album minunat pe care aș vrea să-l arătăm și despre care aș vrea să vorbim pentru că e proaspăt lansat, practic vineri a avut loc un eveniment foarte important în viața fundației al cărei, cum să spun eu, așa highlight a fost apariția acestei cărți. Da, eu am multe relicve sau bunuri a reginei Maria de-a lungul anilor achiziționat și aici este de la carnetul ei de conducere până la albume diferite și aici este un album care aș putea să vă arăt și stați o secundă. Da. Arăt și originalul. Ăsta este originalul acest fantastic album care este din 1882 sau 85, în perioada respectivă, unde Regina Maria a adunat cărți poștale din care i-a primit pentru diferite ocazii și Crăciun, Paște și l-a băgat în acest album și toată istoria acestui album a fost redată în această carte sau acest album acum care l-am făcut pentru centenarul și care are un cuvânt dinainte a principesei Margareta și după aceea istoria pozelor și cum a lipit Regina Maria aceste poze și ce s-a întâmplat în copilirea ei și a fost și pedepsită pentru acest lucru. Și e un lucru foarte frumos care se poate da și cadou fiind centenarul și este publicat de Fundația Regina Maria. Da. Sub fundația sunt două policlinici sociale care ajutăm peste 5.000 de persoane pe an
și toate fondurile se duc în direcția asta. Da. Spuneați mai devreme, vorbind despre Regina Maria, de câteva dintre calitățile dânsei, curaj, faptul că a fost un deschizător de drumuri, și pe acestea le regăsesc și la dumneavoastră, pentru că sistemul medical românesc acum este cum este și datorită noastră, vorbim de sistemul medical privat, și nu vă opriți, că știu că aveți de gând să faceți ceva pentru vârstnicii României, pe care din păcate unii uită. Da, pentru mine întotdeauna orice am făcut era important dacă are un impact asupra populației. La început, când am început, am început cu un cabinet de cardiologie, cu ideea de a avea impact, dar nu viseam niciodată să am așa un impact, într-adevăr, că acum rețeaua privată de sănătate Regina Maria are peste 70 de policlinici, clinici, spitale și peste 500 de mii de abonați. Și, într-adevăr, s-a creat un fel de a trata pacienții în privat, o alternativă și față de stat. Cred că acest lucru, acum, slavă Domnului, funcționează bine. Sunt alți concurenți care fac și ei treabă bună și era timpul să încep cu altceva și simt o nevoie vizibilă, care e și vizibilă, dar și acută, de a schimba atitudinea noastră față de vârstnici și să-i aducem o demnitate. Și acum lucrez și am început construcția cu un proiect, hai să zic așa, medico-social, care de fapt cred că e cel mai mare proiect după Revoluție care se construiește, care este un așezământ cu apartamente de lux pentru vârstnici, dar și un hospice și pentru cazuri terminale, Alzheimer, cu un spital de recuperare și un spital de oncologie, care va deservi și va fi un centru de geriatrie în România și un exemplu cum poate să arată ceva demn pentru vârstnici, cu speranța că alții vor replica acest model. Sper să-mi iasă. Și uite așa, medicii români care sunt plecați din țară au unde să se întoarcă, să lucreze în niște condiții da, deci deosebite și să ajute România. Și să ajute România acasă. Medicii din străinătate să nu ezite să mă caute, că de lucru se găsește din ce în ce mai mult. Avem și o clinică de second opinion, Intermedicas se numește, unde pacienții vin pentru o a doua părere, unde vin și medici din străinătate și câțiva dintre ei și români, care dau consultații sau fac intervenții. În cuvântul introductiv pe care și dumneavoastră l-ați scris în Regina Maria, o poveste cu lipici, minunatul album pe care tocmai l-ați lansat, spuneți că cei care au avut bucuria și privilegiul de a primi de la viață, dar și de la credință, au datoria de a da mai departe și de a ajuta pe cei nevoie. Și aș vrea să vorbim un pic despre credință și cât de importantă este credința pentru fiecare dintre noi, de fapt. Da, eu cred că fără credință nimic nu are rost, în primul rând. Fără credință e riscul mare să devii foarte egoist. Fără credință apare reclamele acestea de genul trăiește-ți viața, trăiește-ți fiecare clipă, numai tu contezi, ce contează pentru tine e important și așa, toate sloganurile genul ăsta. Și omul se denaturează și devine numai un animal mai inteligent. Deci apel la toată lumea, gândiți-vă și de sufletul vostru, că asta este, la un moment, omul este o ființă spirituală și are nevoie de o rană spirituală.
Ați menționat cuvântul suflet. Ce anume vă place la sufletul românesc? Da, e o întrebare faină. În primul rând, cred că se încep cu negativul. Românii, cu toată smerenia, trebuie să învețe să se autoaprecieze mai mult, dar autoapreciere nu în fel de îngâmfare sau un naționalism greșit văzut, cum e în Ungaria sau în Polonia, ci pur și simplu că românii au o capacitate spirituală deosebită și o inteligență spirituală ascuțită deosebită, și îndemnul meu ar fi să nu se uite la vest, să zică așa e vestul, așa trebuie să fim și noi, ci să fie mai inventiv, așa cum e și românul, pentru că vestul este într-un stadiu de capitulare și faliment, și măcar să știm să nu fim dezamăgiți, că de acolo nu avem ce învăța. Cunoașteți tradițiile românești? Sunt tradiții românești care vă plac în mod special? Da, Mama Liga îmi place foarte mult, pentru că nevasta mea fiind din alte țări, adică franțuzoaică, persancă, crescută în Africa și așa, nu are treabă cu Mama Liga. Deci orice ocazie este unde pot să mănânc ceva Mama Liga, e binevenit. România este recunoscută în afara ei și deja și românii încep să conștientizeze pentru niște centri energetici, locuri încărcate de spiritualitate. Da. Care este locul noastră preferat din România? Unde vă duceți să vă încărcați? Asta cu centre energetice nu mă pricep, dar cu siguranță pentru mine România e Ardealul. De acolo pornește totul. Cu drag aștept fiecare clipă care pot să mă duc în vizită și în orașele din Ardeal, să ajung acolo. Ne trebuie să lăsăm deoparte toate prejudecățile de rasă, clasă, naționalitate și religie. Trebuie să ne uităm ca și frunzele aceluiași copac, ca florile aceluiași grădini. Trebuie să vedem că egalitatea între bărbați și femei este important dacă vrem să ajungem la această pace a lumii. Trebuie să... cred că cel mai important lucru al omului este acest principiu al căutării independente a adevărului. Că dacă fiecare dintre noi căutăm adevărul, am ajunge toți la același lucru. Dar până când fiecare zice eu sunt creștin pentru că părinții mei au fost, eu sunt musulman pentru că nu, sau eu sunt bahai, sau eu sunt ateu, orice, pentru că așa am fost crescut, nu se schimbă nimic în lume. Și de aceea trebuie fiecare să ia acest lucru din propria inițiativă, să caute. Și asta nu poți să dai altcuiva să facă pentru tine astăzi. Și un alt element important este iubirea. Știu că este iubirea față de oameni, iubirea față de semenul nostru și noastră. Puneți iubire în tot ceea ce faceți, că altfel nu va reși. Da. Cum ați defini iubirea? Sau dacă ar fi iubirea adevărat. Deci sunt mai multe feluri de iubire. Majoritatea iubirilor sunt iubiri condiționate. Adică eu iubesc pe cineva pentru că are ochi albaștri, are un râs frumos sau face glume mișto, și în momentul în care nu mai face glume mișto sau așa, nu, se despart drumurile. Deci noi când vorbim despre iubire e una necondiționată și trebuie să-ți iei forța de undeva, și forța e într-adevăr Dumnezeu de acolo, ca să vezi că toți suntem creați de la aceeași sursă și de la aceeași țărână, de fapt. Fiecare dintre noi contează, fără discuție, și fiecare dintre noi își poate aduce aportul la progresul omenirii. Dumneavoastră ați făcut-o în felul dumneavoastră clar, se știe cum ați făcut-o, dar omul obișnuit, omul care, nu știu, se duce la serviciu, are un job, ce poate să facă fiecare dintre noi? Da. În primul rând pentru România. Haideți să... Da, suntem la televiziunea Arca TV, televiziunea tuturor românilor, și implicit, dacă facem pentru România, de fapt facem pentru toți semenii noștri. Da, deci e bine
că ați pus întrebarea, că e vorba practica în omoare. Și chiar Baha'u'llah spune, esența credinței e puținătatea cuvintelor lor și mulțimea faptelor. Și în același timp rugăciunea, dacă o faci, munca, dacă o faci în a sluji pe semenii tăi și cu iubire, de fapt are aceeași valoare ca și o rugăciune. Deci dacă speli pe jos sau ești un profesor universitar, independent, dacă o faci din dragoste față de semenii tăi, este ca o adorație. Deci asta este chiar. Așa cum ziceam, până la urmă să punem iubire în tot ceea ce facem și iubire pentru semenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție fascinantă. Aș vrea să știu cum putem să sprijinim noi fundația, cum putem să vă sprijinim pe noastră să faceți bine și mai multor oameni. Și de asemenea am să vă rog să le transmiteți un mesaj românilor de pretutindeni în care ne privesc acum în această zi specială. Fundația, există site-ul fundației și sunteți bineveniți să ajutați. Mesajul am luat deja înainte, la început. Da, așa e. Și oriunde în străinătate întâlnesc pe român, mi se tresaltă inima. Și sper ca ai noștri să vină cât mai des înapoi în țară și să pună un strop de bine și în această țară, dar să fie și un exemplu în străinătate și să fim cu capul sus noi. Mulțumim!